Salutare și bine v-am regăsit! Revenim cu evoluția vinetelor. Astăzi vă voi arăta și cum se prezintă ardeii pe sfârșit de sezon. Aici avem hibridul de vinete Mirval F1. După cum observați, avem încă producție foarte bună, vinete până la 1 kg. La aceste vinete am efectuat în septembrie operațiune de întinerire, de regenerare, cu rezultate destul de bune. Se și observă. Vinetele au produs foarte bine. La cultura de vinete, solul trebuie să fie foarte bogat în nutrienți pentru a avea vinete de calitate, mari, lungi, crude, pentru a nu forța apariția acelui gust amar sau iute la vinete. Acel gust amar sau iute apare atunci când vinetele sunt lăsate foarte mult pe tufă, nu sunt culese la timp, suferă de apă și, bineînțeles, își schimbă culoarea spre maro. Dăunători avem destui, mă refer la musculița albă, tripsul californian, acarianul roșu și așa mai departe. Dar, sincer să vă spun, nu am mai efectuat tratamente de aproximativ o lună. Plantele se prezintă foarte bine, chiar netratate, pentru că în această perioadă dăunătorii sunt mai leneși, să spunem așa, se dezvoltă într-un ritm mai scăzut din cauza temperaturilor scăzute. Mai avem și ceva boli fungice, dar nu foarte grave. Totuși arată destul de bine pentru această perioadă. Acum haideți să trecem și prin ardei, să vă arăt cum se prezintă cultura de ardei la această perioadă. Iată, încă avem ardei frumoși, de calitate, foarte gustoși în această perioadă. Planta încă produce. Probabil, dacă aveam încălzire, puteam obține plante și fructe până în primăvară, iată. Deja au lăsat foarte, foarte frumoși. Iată ce avem aici. Aici avem hibridul de ardei ca prima F1. Foarte, foarte frumoși pentru această perioadă, cum vă spuneam. Groși în pulpă, să zicem așa. Cultura de ardei necesită sol foarte bine drenat, un sol afânat, un sol înalt. Dacă veți avea un sol unde plantați ardeii, care se tasează foarte puternic și un sol jos, veți avea și ardei de calitate slabă. Iată și cum arată în interior. Cultivă acești ardei de mai mulți ani, sunt foarte mulțumit, rezistenți la TSV, dar, cum v-am spus, depinde foarte mult și condițiile de sol și fertilizările și tratamentele pe care le efectuați, modul de plantare, schema de plantare, fertilizările organice pe care trebuie să le efectuați din toamnă. Acum sper să mai țină vreme, pentru că mai avem de recoltat de cel puțin 3 ori, cred, fără probleme, dacă
vremea va ține. Până data viitoare, vă salut și vă aștept să vă abonați la canal, să ne oferiți un like dacă vă place ce facem. La revedere!